Știți care este mașina mea? Un BMW E36. Ei bine, dacă ați văzut în vlogul trecut, s-a stricat. Nu pot să mai ridic geamul, nu pot să mai ridic trapa. S-o închid, pardon. Nu știu ce a pățit trapa asta. Dar o să o închid și nu se întâmplă nimic. Așa că am abandonat-o undeva prin București. Dacă o găsiți, dați-mi poză cu ea sau faceți ce vreți voi. Astăzi am în spatele meu dream car-ul meu pe bune. American Dream, frate. Un Dodge Challenger, frate. E varianta de 36, nu e cea mai puternică. Sau o să vă mint și o să vă zic că e cea mai puternică. Alegeți voi pe care o credeți. Ăștia care îți dați chip până când am și eu aia, probabil o să credeți că e cea mai puternică variantă. Vreau să facem și prezentarea mașinii repede. Pac. De unde ridic capota la asta, Vlade? Ca sări nasul ăsta mare și puternic. Prima dată o să vă prezint mașina. După aia mergem cu ea, dar o să trească să mergem până la benzinărie pentru că papă mult gunoiul ăsta. De ce merge doar un far? Face cu ochiul, face cu ochiul, că merge și celălalt. Ia vezi care de asta, Vlăduțe. Unde e asta, Vlăduțe? Cum intră un supercharger aici? Un supercharger mare. Bă, detalii tehnice nu știu să vă dau. Să facă mașina. Da, detalii tehnice nu știu să vă dau, nu știu câți cai avem, dar avem motor de 36. Mașina arată tare, e foarte mare, frate. Are faruri tari, stați să vă arăt. Ia lui Eddie. Așa arată din față. Hai să vă arăt și din lateral, o să vă arăt și cum se aude mașina asta, foarte, foarte important. Mi se pare foarte tare detaliul ăsta aici cu fuel, pentru că e o chestie tipic mașinilor americane, mă rog, care doar Dodge are, deci nu e așa tipică. Sunt prost rău, frate. Eleronul ăsta, nu știu, frate, ce să vă prezint. Hai să vă arăt cum se aude, că asta vă interesează. Înăuntru. Bravo, bă, Vlăduț. Pac, keyless go, keyless entry. Arti acolo jos frumos, cad pantalonii de pe mine. Face. Așa. Fiare, ești gata? Start. Stai, că încă nu-i dau, frate, pedală. Vreau să observați steluțele dinăuntru. Cum sunt vlăduți steluțele astea? Ok, o să ies să vă arăt și interiorul. Bam, așa arată. Bă, arăți într-un fel, frate, când te dai jos din mașina asta. Dacă eram îmbrăcat ca Damon din The Vampire Diaries sau din Teen Wolf, nu mai știu care avea mașina asta, mă rog, unul de ăsta din seriale, fetele probabil știți. Eram tare, ăla are barbă, e așa băiatul meu, gen, e arată bine. Unde credeți voi că e frâna de mână? Lăsați în comentarii chiar acum. Ok, se cheamă frână de mână, da? E la picior! Uite-o aici! Pac! O să o punem, pentru că vreau să vă arăt cum se aude mașina asta. Ok, în spate e mașina lui zbârlea aia mică. Vă arăt prima dată pe normal, după aia o dau pe sport. Are benzină, ca așa a putut să ne dea aer. Foarte tare, bă, cât îmi doresc mașina asta, habar n-aveți. Asta o să fie una din viitoarele mele mașini și dacă ați ajuns până aici, nu uitați să vă abonați canalului pentru că mai mult de 80% dintre voi nu sunteți abonați și anul ăsta vreau să ne întrec pe site la abonați. Da, e targetul meu, ajutați-mă să îndeplinim asta și poate o să luăm mașina asta și pisica o să o dăm giveaway sau poate o altă mașină, oricum vedem. Apăsați și butonul ajutare la vlogul ăsta ca să încep să conduc mașina. Ați apăsat? Haide! Vlăduțul meu, ești pregătit, frate, să avem cel mai frumos apus de soare împreună în această mașină tare? Ai zis nu? Mai tare ca BMW n-are cum să tragă. N-are cum să tragă mai tare ca BMW? Dar de ce nu face poc, 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 poc? Bă, vezi că pleacă rău de pe loc. Pentru că e prima dată când conduc mașina asta și nu știu să o conduc real. Nu o să mă dau la ea, aș închide și geamul, dar vreau să șterg parbrizul. Cum șterg parbrizul? Vlad, n-are de-aia. N-are manetă! O să șterg după parbrizul când îmi dau eu seama acum. Nu o să mă dau la mașină, nu o să întrecem limitele legale, pentru că nu știu mașina și nu vreau să se ducă permisul. O să-i dăm să se audă cât trebuie să se audă și cam atât. Nu o forțez, nu o forțez. Stă băiatul ăsta din spatele meu după mine. Îmi pare rău. Hai mă, face poc-poc. Știi ce ai zis, Eddie? Bă, nu, dar frate, nici n-o pun pe sport, că nu știu cum. Să o crezi tu, Edițule. Bă, cum e mașina asta? Băi, Eddie! A trecut Eddie pe lângă noi cu corvetul! Top! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. Întorc, 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 mă duc după el. Mamă, dar cred că m-a auzit când i-am dat, bă. Ia, chelie cu corvetul. Doamne! Are consum de 24, dar nu mai zicem. Ia uite, bă, că s-a și făcut lumină între timp, că s-a făcut zi afară. Pac! Pornim mașina și mergem să luăm ceva de mâncare, frate, că mi s-a făcut foame rău de tot. Vlad, ce mâncare crezi că o să mâncăm noi în mașina asta? Eu deja am mâncat. Bă, pentru că este o mașină din America, eu zic că o să mâncăm, nu știu, un barbecue sau un steak. Un barbecue sau un steak? O ceva de asta, așa.
Da, are treabă cu carnea ce voiam eu să luăm. Barbecue? Da, visez mult, un puiule. Nu chiar barbecue, începe cu pui se tână cu arizăr, o fâc și se tână cu ranțelă, foarte bună, și niște mâncare care se tână cu uștar, foarte bun. Te-mi place mâncarea asta? Bă, am băgat benzină de foarte mulți bani, al vorbind în mașina asta, și nu prea mult. Da, arată cât are, hai, ia camera. Nu vă arăt cât benzină are, că are range low, așa zice, dar are consum de 24, țineți minte. Hai să mergem să luăm de mâncare. Prima dată trebuie să luăm o baghetă din asta puternică, nu? Să mâncăm ca lumea în Paris. Bă, uite, franzela clasică. Cred că a scăpat-o cineva pe jos și a pus-o pe margine, sincer. Hei, Vlad, am visit muștar. Care-i cel mai ieftin? Oh, de masă. Ăsta de masă cred că e cel mai bun. Pasăre sau porc? Vreți să vă zic cât am dat pe toate astea? Cea mai bună investiție din viața mea? Cred că ăsta a fost cel mai scump. Ce-a fost 44 de bani? Ah, franzela. Ăsta cred că a fost undeva la 4 lei, cred. 2 lei, 57 de bani. Pe și cuțită la mă? Așa, am întrebat cu ce tăiem asta. Îl rupem cu mâna. Și parizerul? Parizerul îl rupem cu mâna. Uite, are asta. Hai să vedem aici. Porbagaj. Cum se deschide porbagajul? Ai idee? Da. Chiar? Un porbagaj normal. Este foarte simplu. Ce cauți acolo? De unde se deschide? Trebuie să vii așa. Na, trebuie să vii așa. A, din cheie. 100% din cheie. Am pornit mașina. Ia vino cu asta, vezi ce gură mică are. Actually, nu e așa mică. Are un spray, are un capac. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Mai bine folosești capacul de la muștar. Să tai aia. Decât un capac de-al lui Eddie, ascuns de prin mașină. Da. Bă, ți-ai corect, e corect. Bă, cred că poți să rup asta cu dinții, real vorbind. Dar nu trebuie să rupe aia, nu trebuie să rupe aia. Păi și cum mâncăm parizerul dinăuntru, prostule? Păi îl tai de aici. Să mor tu, ăsta a fost deschis sau l-am, cred că l-am rupt eu acum, sper. Și ăsta suficient de ascuțit, zici tu? Că așa parizerul știu că-l taie, dar folia asta nu cred că o taie. Făi, mușcă folia așa cu... un colț, cu colțul dinților, așa. Și ce vrei, mă? Vrei să-l strângem să iasă pe aici? Nu, mă, să rupi un pic ca să poți să-l decoșești. Ok, cumva. Am rupt, da? Să mor de nou, iese ca pateu pe aici prin gaura asta. Mi-e scârbă, Vlad, n-am cum să fac asta. Lasă-mă să-l rup. Bine. Vlad, îmi rup dinții în el. Apuc de ceva, oricum. A zis că primim o bomboană acră. Mersi mult. E acră rău? Da. Hai, Vlad, să vedem. Mulțumim mult. Pa, pa. Pune camera aici, hai să vedem bomboanele acre. Hei, băieți. Ia, ești gata? Bă, dar nu. Ți-ai plac bomboanele acre? Dacă a băgat ceva, injecția așa în aia și... Dar nu cred că se gândește, mă, copilul, să nu o trăvească. Sau mai știi? Miroase dulce. I-am băgat în gură. Eu am mai mâncat o dată. Iacră. Uite ăsta, salut! Mai tare se aude a mea! Ia vină, mă, cu aia! Nu, că aia a fost o artifică. Ba, stai așa, că stai așa, poate vin. Salut la băieți! Ce tari sunt farurile! Salut! Pozițiile, mă rog, ce faceți, băieți? Asta e mașina pentru 24 de lei. Vreți să vă dau o tură pe unul din voi? Ah. Hei, prietenii mei, salut! El este? Damian. Damian. Și o să luăm reacția lui Damian, că l-am văzut acum că a trecut și că l-a recunoscut și vreau să-l dau o tură cu mașina mea. Damian, îmi faci mie o favoare și roșu frumos pe oameni să se aboneze, că de mine n-ascultă, poate ascultă de tine. Bă, frate, dați aici like, subscribe, tot ce vreți voi, tot, adevărat. Aia zic, mă. Gen, dacă aș avea mașina asta, aș face exact la fel ca asta. Hai să ne lasă asta să mergem și dăm. În limita legală, dar nu faci totul nimic legal, nimic. Ești gata? Sunt gata. Ia vezi, am. Bă, mașina nu e cea mai rapidă mașină, dar nu înțeleg de ce nu s-a auzit. Se aude tare, se aude bine. Se aude tare, se aude bine, dar vreau să dea popsuri din alea puternice. Da. Asta căutam. Chiar e o mașină de adolescent tare rău de tot. Ba da, ba să da. Te dai jos din mașina asta e ceva demențial. Da, atragi toate privirile cu ea. Care-i dream car-ul tău? Un CLS. Un CLS? Da, 63 AMG. Da, ăla vechi. Ăla vechi, da, mă, da. V8 turbo. 2017, cred, nu? Sau 2016? Nu, 2014. 2014? Da, da, ăla mi se pare bestial. Bestial mi se pare ăla. Bă, chiar e tare. Tu câți ani ai acum? 17. 17. Și care vrei să fie prima ta mașină? Bănuiesc că nu aia. Nu. 600 de cai totuși prea mult, nu vreau să o fac daună totală. Bă, e bine că ești conștient, sincer, de treaba asta. Nu știu, sincer, nu m-am gândit la prima mașină, chiar nu m-am gândit încă. Mai am timp, mai am. Da, un Mercedes, tot un Mercedes ca prima mașină. Un Mercedes e tare rău de tot. Da. Celeau am văzut că e tare, am văzut da, că are Celeau 45 AMG. 420 de cai, ăla e monstru. Bă, ăla e monstru. Gen, e, tot e mult pentru început. Da. Hai să mai dăm o dată total pe aici. Nu
știu dacă ai pățit asta vreodată. Te-ai simțit vreodată demoralizat că ai văzut chestii pe care oamenii mari le au și tu ca puș, gen, ți le dorești mult și gen stai și te superi că nu ai treaba pe care o au niște oameni mai în vârstă la vârsta lor, gen tu prea devreme? Știi ce zic? Nu, nu, pentru că știu că la un moment dat în viață o să le am dacă muncesc. Stai mai înțeleg. Tu acum te ocupi cu ceva sau ești doar cu școala? Nu, doar cu liceu, termin acum că sunt în ultimul an și după dau drumul la treabă. Am înțeles, bun. Hei, prieten, v-am pus în brațe. O secundă, stai să-mi pun cetura. Stați așa, băieți, că mai ia băiatul ăsta, mă dă cu ce e asta, X5C. E un X545E. Hai, mă, să vedem cum trage un X5. Mamă, da, a fugit un pic. Bine, în sarcină se aude gen frumos. Și când schimbă și când tot frâne are. Ia vedeți aici interior, mâncava și gura voastră. Frumos, bam, lumini, tot ce trebuie. În spate tablete. Sunt tablete în spate? Da, ia vezi scaunele astea puternice. E pachet M ăsta? Da. Băi, e superbă mașina. What the fuck, și interior și e o mașină tare. E o mașină care mi-ar plăcea, dar momentan vrei să facem lounge? Hai. Totul legal, da? Haide. Da, până în 50. Autobahn. Ah, ok. Bă, mi-a ridicat piciorul. What the fuck? Chiar m-a făcut 50 la oră. Ea chiar a dat un sport. N-a pus-o lață, știți? Da, frate, tare. Bă, e tare rău. Doamne, cum e mașina asta. Doamne, bă, cât de frumoasă e mașina asta. Ia vedeți bord acolo, stai să văd dacă se vede. Se vede, bă, e superbă. Bă, noi trebuie să mâncăm acum. S-a dus să iau un cuțit de la Pepco, ca să avem și cu ce să tăiem parizerul ăla, că ne-am chinuit. Ai zis că o cumințești. Și nu v-am mințit cu tabletele astea de pe spate, băi. Superbă, frate. Hei, Vlad, ai luat cuțitul. Avem cu ce să mâncăm parizer. Da, mă, da. Și nici din față nu mi-e rușine. Care astea, galbene? Bă, foarte tari, băieții. Acum au plecat, am mai stat un pic de vorbă cu ei. Mi-au povestit ce fac, cu ce se ocupă. A cumpărat Vlad un cuțit. Ține-o bine, Vlad. O să facă oamenii TikTok-uri. Bă, dar ce bine tai ăsta. Hai că trebuie să mai tai bucăți. Nu-i ceea ce pare. Bă, cât de bine taie cuțitul ăsta, what the fuck? Mamă, ce bine se simte. Asta le-am făcut special pentru voi, pentru TikTok-uri. Hai, faceți și voi TikTok-uri cu asta. Ce faci, măi, tu colțul? Nu, să te iubească soacra? Parizer, frate, dar nu poți să o aduci mai aproape? Sau hai că dai tu zoom de la edit. Ia uite, băieți, fiți atenți, acum zoom pe fața mea. Vino cu a? Acum pe noi doi. Haide, să mâncăm. Poftă bună să avem. Băieții ăia nu sunt bunei care se învârt acolo. Ce teribiliști. Bă, bune. Bă, cât mă bucur că au venit băieții ăștia, frate, mi-au ridicat moralul. Bă, dar ce face băiatul ăla de se dă atâta în curbe? E bună, mă, e crocantă. Sunt 100% convins că nu există oameni să mâncă parizer pe Challenger. E imposibil. Suntem 100% primii oameni care fac asta. Dar tu știai că dacă e o piatră și o arunci în mare, ești ultimul om din istorie care a atins piatra aia. Haideți să zic ce fac eu. Fii atent. Dar gen, pe bune. Bă, e bun rău. Fii atent. Poftă bună dacă mâncați și voi. Mereu, de Revelion, pe 31. Bă, când s-a făcut 12 noapte, nu știu, zic ceva pizza burger și sunt primul om din anul ăla care spune chestia aia. Sau fac ceva, gen, fac o acțiune care sunt primul, sunt 100% primul. Vreau să fac și eu asta și o să o pun pe TikTok. Ia dați-mi follow pe TikTok și o pun și pe story pe Insta. Gen, o acțiune random, știi? Primul care spune smârcâz. Cine spune smârcâz? Primul. Bă, da, cât de bun cuțitul ăsta. Bă, bune că taie calmea, ia bagă aici în pahar. Te-ai făcut mai mâncat fără? Am mâncat. Păi unde-i hazul? Bă, l-am pus și pe Damian să le zică să dea like. Poți să le zici și tu? Că de mine n-ascultă. Deci, dați like. Nu dați like. Da. Dați like. Da. Doar dacă în fața voastră sunt Vlad cu Robi. Da, și suntem Vlad cu Robi. Ai mâncat pe mână? A venit momentul să ne luăm la revedere de la mașină. Aș vrea să și ridic geamul. Bă, e o experiență foarte, foarte, foarte tare să conduci mașina asta. Doar că eu n-am știut că frâna de mână e la picior. Aparent, o chestie dubioasă. Și acum ar fi momentul să o și ducem înapoi. Gata, ne-am făcut cazul, ne-am făcut talentul, am văzut despre ce-i vorba. Bă, chiar este dream car-ul meu. Eu îmi doresc mașina asta, nu înțelegeți. Când l-am văzut pe Eddie că a pus mâna pe așa ceva, am zis, nu, neapărat trebuie să mi-o dai și mie odată să o conduc. Și nu știu dacă Eddie are încredere în mine, că gen știu să conduc și așa mai departe, că n-am avut ocazia niciodată să conduc cu el în dreapta. Bă, conduc bine. Gen, nu am dat astea de teribilist sau așa. Ce ați văzut voi că am dat tălpile astea în vlog și așa. A fost totul făcut într-un spațiu ok, gen spațiu privat, nu erau mașini. Uite, abia acum au început să circule mașini gen pe aici. Vă jur, vă promit pe sufletul meu. Și oricum, nu am depășit viteza legală. Nu știu dacă am pus sau nu, dar Damian a zis că, bă, e tare, se aude, dar nu trage. Pă bune, o mașină care atrage priviri. E superbă, frate. Gen, te dai jos din așa ceva. Bă, știi că dacă te duci într-un loc
loc. Ești luat în serios. Eu dacă mă duc cu BMW-ul meu, cum arată acum, că după ce îl colantezi așa, hai zic că e ok, dar totuși nu e, nu se compară cu asta. Te duci într-un loc, frate, și nu ți-e rușine să te dai jos din ea. Mi se pare ca mașină de puști, tare rău de tot. Bine, și dacă ești mai în vârstă, e tare mașina asta, dar nu știu, mă gândesc la mine acum și mă gândesc cât de mult gen m-ar ajuta mașina asta și așa mai departe. Cum a zis și Damian, frate, prin muncă le rezolvăm pe toate. Sper că v-a plăcut vlogul, abonați-vă, dați like și eu v-am lăsat. Pa!